fondul din Rovinari va fi redeschis pe 10 iulie după ample lucrări de modernizare. Acesta oferă peste 400 de locuri și va fi administrat de societatea primăriei, asigurând un serviciu public accesibil pentru toți locuitorii și vizitatorii orașului. Prețul de intrare a fost stabilit la doar 10 lei, un cost semnificativ mai mic comparativ cu alte unități similare din regiune, unde taxa de acces poate depăși 50 de lei. În plus, copiii sub 14 ani vor avea acces gratuit. Gabriel Crăc, administratorul public al orașului Rovinari, a subliniat că scopul acestei inițiative nu este obținerea profitului, ci oferirea unui loc de relaxare pentru comunitate. Citez: primăria va asigura un serviciu public și nu va urmări profitul. Vrem doar să avem un minim pentru salarii și pentru întreținere. Vrem ca familiile să vină împreună la ștrand. Vom avea salvamar, asistente medicale, vor fi peste 400 de locuri. Ștrandul va fi deschis și celor din afara orașului. Vrem să avem și o zonă de alimentație publică, a declarat Gabriel Crăc, administratorul public. Redeschiderea ștrandului reprezintă un moment așteptat de comunitatea locală, oferind o opțiune atractivă de petrecere a timpului liber în sezonul estival. Liceul Tehnologic din Baia de Fier este în plin proces de modernizare. Primarul Dumitru Turbăceanu a reușit să obțină finanțare prin administrația Fondului pentru Mediu pentru a îmbunătăți eficiența energetică a instituției de învățământ. Proiectul include lucrări esențiale precum izolarea termică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei și schimbarea corpurilor de încălzire, a declarat primarul Dumitru Turbăceanu. Fondurile sunt de la Agenția Fondurilor pentru Mediu, AFM-ul, iar valoarea este undeva la 2 milioane. Sunt de eficientizare energetică, izolații exterioare, plafon, schimbare tâmplărie, schimbare corpuri de încălzire, cam acestea sunt. Aceste măsuri sunt menite să reducă consumul de energie și să creeze un mediu mai confortabil și mai eficient pentru elevi și personal. Pe lângă aceste lucrări, primarul Turbăceanu are în plan și o reabilitare interioară a liceului, care va fi finanțată din bugetul local. Dar ne dorim prin bugetul local să modernizăm și interiorul, să schimbăm ușile, deoarece s-a mai făcut o reabilitare de cred că 15 ani, 20 de ani a liceului și vrem să schimbăm inclusiv parchetul, ambriu și ușile de la interior. Proiectul de reabilitare este un pas important către modernizarea infrastructurii educaționale din Baia de Fier și reflectă angajamentul administrației locale de a investi în viitorul tinerilor. Edilul speră ca aceste lucrări să fie finalizate în timp util, astfel încât noul an școlar să debuteze într-un mediu modern și eficient. Ca în toamnă, elevii să înceapă cursurile în spații special amenajate pentru a-și putea desfășura activitatea în bune condiții. Comuna Vladimir va beneficia de un sistem de iluminat stradal modernizat care va acoperi satele Andreiești, Vladimir și Valea Dejului. Proiectul în valoare de 900.000 de lei noi a fost finanțat prin administrația Fondului pentru Mediu și prevede instalarea unui sistem de iluminat inteligent, a declarat primarul Marius Vijulan. Avem în derulare iluminatul public stradal în cele trei sate componente din patru ale comunei Vladimir, mai exact Andreiești, Vladimir și Valea Dejului. Iluminatul public, am început deja execuția lucrării înainte de campania electorală. Continuăm în toate cele trei sate componente. Vor fi lămpi inteligente, dacă le putem spune, pe fiecare stâlp montat. Nu vor mai fi un stâlp, dar unul nu, să creăm disconfort la cetățeni. Cu toții se vor bucura de un iluminat public stradal modern. Sunt lămpi economice, cu intensitate de lumină în momentul în care se simte o mișcare, un autovehicul sau un pieton, se mărește intensitatea. Sperăm să fie gata undeva în cursul lunii august. Asta este obținută pe AFM, semnat contractul de finanțare undeva în luna aprilie, dacă rețin bine, iar valoarea investiției se ridică undeva la 900.000 de lei. Edilul a declarat pentru 1+ TV cât de important este acest proiect pentru comunitate. Eu cred că este destul de important, având în vedere faptul că iluminatul public stradal nu s-a mai reabilitat de aproximativ, cred eu, 12 ani, dacă nu mai bine, este destul de important. Acest proiect va aduce un plus de siguranță și confort locuitorilor, fiind un pas esențial pentru modernizarea infrastructurii comunei.
Proiect de anvergură la Bărbătești. Primarul comunei Adrian Mangu a obținut finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini pentru extinderea rețelei de canalizare pe toată raza localității. Inițiativa vine în urma unei nevoi crescute de infrastructură în comunitate, gestionarea apelor uzate fiind necesară. Extindere canalizare în întreaga comună. Avem o extindere de canalizare în satul Socul și în celelalte trei sate, adică vorbim de uliți, drumuri sătești și drumuri locale, se face extindere de canalizare și să acopere 100% din proprietățile, din casele de locuit din comuna Bărbătești, toate casele unde se locuiește o să aibă la poartă conductă de canalizare. Este un proiect pe Anghel Salini, doar ce s-a dat un de începere, au adus deja țevile și căminele de vizitare. Proiectul are termen de finalizare de 2 ani, dar edilul speră ca acesta să fie gata mai repede, având în vedere că nu mai este nevoie de construcția unei stații de epurare. Termen de finalizare mi se pare că are în 2 ani, dar sperăm să finalizăm mai repede de acest 2 ani, având în vedere că nu mai e de făcut stație de epurare și doar de băgat conductele. Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro.